disciplinei, 4 meciuri în 9 zile, el spunea că este greu, mai ales psihic, cum ne-a vătrat cu spune. Într-adevăr, 4 meciuri în 9 zile, avem suntem frustrați pentru că pierdem meciurile la un gol, dubla cu Sporting, în campionatul cu ultima etapă cu CSKA, acum cu Steaua, într-o semifinală de Cupa României, care trebuia să ne aducă un trofeu și în același timp rămân o plasare pentru a juca din nou în Europa. Asta este, trecem pentru un moment greu, suntem și frustrați și încărcați psihic negativ. Credeți că lucrurile vor reveni la normal din moment ce veți mai avea doar campionatul? Da, noi ne dorim acest lucru, dar trebuie să ne descătușim câteva victorii concludente cu echipe care se luptă pentru a obține un loc în cât mai bun campionatul regulat. O victorie mâine, cel mai bun rezultat contra celor de la Focșani, cum credeți că va fi? E destul de greu, pentru că băieții și-au dorit să câștige Cupa României. Acum jucăm într-o loc 3, este foarte greu pentru o echipă care dorește să câștige trofee. Vom vedea ce va fi mâine. Sperăm să câștigăm, după aceea trebuie să ne recuperăm cât mai repede, pentru că deja săptămâna viitoare, în mijlocul săptămânii, jucăm cu Turda și pe urmă din nou reedităm meciul cu Steaua în campionat. Ce crezi că a avut Steaua în plus sau voi în minus de acest rezultat? Eu zic că astăzi ratările din situații clare ne-au făduit de o victorie. Am ratat destul de mult, din păcate acest lucru costă în handball. Cine înscrie mai mult, știi.